Tensiunile dintre primarul și viceprimarul municipiului Caracal au reizbucnit. Acest lucru este demonstrat fără putere de tăgadă de un clip realizat în cadrul ședinței extraordinare de astăzi a Consiliului Local și postat pe pagina de socializare a administrației locale. Pentru că s-a opus unui proiect de hotărâre inițiat de edil, viceprimarul s-a ales cu o serie de acuzații. Numai primarii greșeli. Eu consider așa. Angel a făcut greșeli, Ciocăzarul a făcut greșeli, eu fac greșeli, numai vicele nu face greșeli. Domnul, eu am spus așa și o repet, că atât timp cât piața rămânea în subordinea Consiliului Local, de fapt și acum este subordinea Consiliului Local, dar fără personalitate juridică, nu s-a schimbat absolut nimic. Dar, legea spune să aibă personalitate juridică și asta am încheiat. Lăsăm prefectura să-și spună cuvântul. În încercarea de a afla mai bine cum stau lucrurile în fruntea administrației locale din cel de-al doilea municipiu al județului, i-am contactat telefonic pe cei doi protagoniști ai scandalului. Din păcate, telefonul l-a sunat în zadar la edilul Radu Liviu, doar viceprimarul Octavian Stănescu, binevoind să răspundă. Acesta a refuzat să comenteze situația, rezumându-se să precizeze că a refuzat să voteze inițiativa primarului, pe motiv că ea nu respectă prevederile legale în vigoare. Există o procedură de a dizolva o personalitate juridică și au sărit peste acea procedură. Și eu le-am explicat lucrul ăsta în ședința ordinară, da, pe cele două proiecte, nu m-au ascultat, da, la ce le-am zis, și acum azi venit într-o ședință extraordinară de îndată să modifice ce le-am spus eu în ședința ordinară. Și eu le-am spus, dom'le, nu sunt singurile care trebuie modificate, mai trebuie altele. Și domnul primar are impresia că eu mă potrivesc proiectului. Tensiuni între cei doi au mai fost și anul trecut, când situația s-a calmat abia după intervenția liderilor PSD-Olt, organizație din care fac parte cei doi șefi ai administrației caracalene. Rămâne de văzut dacă la fel se va întâmpla și de această dată sau se va lăsa cu excluderi din partid.